Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție de promovare electorală Bătălia pentru Dâmbovița. În această seară, în direct alături de noi, este domnul Adrian Budoiu, candidat PNL pentru primăria orașului Fieni. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Pentru început aș vrea să-mi cer iertare pentru greșeala apărută săptămâna trecută pe grafica emisiunii. Greșeală care vine din departamentul de editare, dar pe care ne-o asumăm și pentru care ne cerem încă o dată scuze. Se mai întâmplă, probabil că oboseala. Da, dar probabil că telespectatorii și mai ales cetățenii din Fieni nu toți știu despre ce este vorba. Este vorba despre faptul că săptămâna trecută, la o emisiune la care am fost la acest post de televiziune, pe burtiera ecranului, în loc de candidat PNL, a apărut candidat PDL. Da, a rămas de când, din acum 4 ani de când am candidat la PDL. Nu, a fost o greșeală, practic e un proces tehnic pe care cei care lucrează aici îl parcurg, nu a fost absolut nicio intenție, să sperăm că nu au fost probleme de imagine, dar noi încercăm să ne cerem scuze și să facem pe oameni să înțeleagă că a fost pur și simplu o eroare. Domnule Budoiu, suntem pe ultima sută de metri, mai sunt foarte, foarte puține zile până când se va trage linie și se va cuantifica într-un fel sau altul, în urma numărării voturilor, cine vor fi câștigătorii acestor alegeri locale, atât în comunitățile locale, cât și la nivel județean. Care este starea de spirit în orașul Fieni? Starea de spirit, dacă este să iau în seamă ce s-a întâmplat ieri, astăzi, prin Fieni, consider că e o stare bună, o stare relaxată. Cel puțin eu am participat la o sumedenie de manifestări. Ieri am fost alături de copiii de la grădiniță și cei de la școala generală, cu dulciuri, așa cum o fac de 12 ani, de 1 iunie, de Crăciun. A, și nu mi s-a spus că e S-au făcut comentarii că acțiune de campanie. Numai că un primar face campanie zi de zi în toți cei 4 ani de mandat, pentru că asta e misiunea lui, să muncească, să fie alături de tineri și să fie aproape la momente importante din viața comunității, cum s-a întâmplat și astăzi, de dimineață la ora 10, am participat la un concurs intrajudețean organizat de către școala generală, un proiect al unui grup de cadre didactice de la școala generală, după care la ora 12 am inaugurat o frumoasă și modernă piață din Fieni, pentru că era nevoie să facem așa ceva, chiar dacă... Unde, în partea de nord? Nu, chiar unde a fost piața înainte, a fost demolată și a construit alta. Chiar dacă într-o emisiune la care am fost la o așa zisă confruntare electorală, că numai confruntare n-a fost, și e posibil să mai mă refer la chestiunea asta, contracandidatul meu a spus că piața era foarte frumoasă și am investit banii primăriei aiurea. Ori piața respectivă modernă, cum spunea Tătulescu, era o piață construită acum 30 de ani, în care ploua, acoperită cu plăci din azbociment, cu un sector de legume, fructe, construit de niște placaje de către cel care vindea acolo, bine, știa că o să demoleze. Cât a costat investiția? Investiția a costat 4,5 miliarde de lei și a fost proiectată de o firmă de aici din Târgoviște, firma Aniteb, o firmă foarte serioasă, lui Teo Bâte. Recomand celor, chiar dacă faceți publicitate, e bine să lucrați cu această firmă, pentru că ies lucrări extraordinar de frumoase. Ca și arhitectură, cred că e cea mai frumoasă piață din județ. Nu atât de mare cum sunt alte piețe în orașe, în localități mai mari, pentru că nu era cazul la numărul de populație. Sunteți subiectiv, probabil. Cu siguranță sunt subiectiv, dar recomand contestatarilor mei să facă analize atunci când merg în alte piețe din județul nostru. După amiază, în continuare, astăzi mă refeream la faptul că au fost evenimente multe și plăcute și mai ales că astăzi este și 1 iunie și am sărbătorit alături de copii și le spun și la mulți ani și pe această cale tuturor copiilor din lume. Începând cu ora 3 am fost în parc, ne-am distrat acolo cu jocuri, cu cântece pentru copii, cu formația, sau mai bine zis,
trupa All for Dance, după care domnul Victor Mihalache a venit cu personajele de poveste printre copii. În momentul când am plecat, erau deja în toi aceste manifestări. Deci, două zile de organizat activități, de participat la ele și de apreciat numărul mare de copii, de părinți care au fost alături la aceste activități. Bănuiesc că cei mici s-au bucurat, așa cum spuneați, de manifestări. Ce spun însă cei mari? Pentru că ei se gândesc și la problemele curente ale orașului și la ce v-ați propus sau ce mai trebuie făcut pentru comunitate. Cu siguranță, electoratul din Fienie se află și împărțit în trei. O parte care deja a optat pentru candidatul Tătulescu, o parte deja care a optat pentru mine și o parte care încă nu s-a hotărât să mai gândește în ce direcție o să ia. Așa cum am informații, inclusiv de la tabăra adversă, pentru că îi văd foarte supărați. Dacă a apărut un sondaj de opinie care avea, nu știu, 56% ei. E o minciună gogonată. Pentru, la nivelul orașului. La nivelul orașului, spun. Pentru că dacă ar fi așa, nu știu ce caută Adrian Țuțuianu de atâtea ori în Fieni. De ce vine Rovana Plumb? Leo Badea, prietenul meu, mai are să doarmă, să-și ia o cazare pe la Fieni, la hotel, la Vasile. Bine, e dreptul fiecăruia, dar aș maximiza... Fără discuție, dar dacă stăm atât de bine, de ce această panică? Chestiunea este cu totul altfel. O bună parte din electoratul PSD mi-a rămas fidel. Ca și acum 4 ani, cu siguranță că voi obține mult mai multe voturi decât partidul în care fac parte. Cu siguranță că Partidul Național Liberal va obține majoritate, iar eu voi avea, de regulă, am avut mereu cu 300-400 de voturi peste partid, nu peste contracandidat. Dar liderii PNL au fost alături de dumneavoastră în această perioadă? Liderii și astăzi. A fost domnul Miculescu la noi, la Fieni, domnul deputat Horga a participat de câteva ori. Da, dar sunt foarte relaxați. Deci nu sunt atât de nezâmbitori. Deci, una peste alta, atât munca pe care am făcut-o în acești ani la primăria Fieni, ajutorul dat persoanelor aflate în dificultate, și am aici o situație, am cerut și eu zilele trecute, să văd așa, retrospectiv, pe cine am ajutat și cu cât și la cât să ridică numărul acestor ajutoare date în ultimul mandat. Și vreau să vă spun că în această perioadă, pentru persoanele aflate în suferință, sau nu o să dau niciun nume, dar vreau să spun 2-3 cazuri. Transport fiul decedat din Spania, cheltuieli intervenție chirurgicală, cheltuieli tratament copii, cheltuieli medicale foarte multe, cheltuieli de mormântare, ajutoare de urgență. Deci, în total, în acest mandat, am ajutat cu sume între 200 de lei și 1000 de euro 109 persoane. Asta înseamnă că, pe lângă faptul că m-am aplecat către investițiile importante, esențiale ale comunității, și către suferințele oamenilor. Sunt foarte mulți oameni aflați chiar în necaz. Îmi pare rău că n-am fost în stare, din punct de vedere financiar, să acord ajutor pentru mai multe persoane, pentru mai multe familii, însă este un aspect de reținut. De asemenea, sunt sigur că cei care vor vota, cetățenii orașului Fieni, fac analize, fiecare din perspectiva lui, în legătură cu ce am lucrat în zonele unde locuiesc, în legătură cu condițiile din școli, din unitățile de învățământ, cu modul în care m-am implicat în a avea o casă de cultură, unde putem organiza activități și școlare și de altă natură. Văd la contracandidatul meu că la Casa de Cultură e nemulțumit că nu se fac mai multe spectacole.
știu eu, să aducem artiști, nu știu cine să ne cânte acolo, cu toate că nu l-am văzut să participe la nicio acțiune, nici la biserică, dar nici, nu are nicio treabă nici cu biserica, nici cu activitatea culturală. În schimb, reproșează mie că n-am adus în Casa de Cultură spectacole. Bine, orașul are nevoie și de astfel de activități. Sunt de acord. Dar haide, în primul rând, să participăm la ce organizăm noi, pentru că în Fieni... Poate nu l-ați invitat. Există... Bă, da, dar ușa e deschisă. Eu acum nu invit pe toată lumea, acum să scrie pe Facebook, să pună... Nu fac invitații personale. Să pun afișe în oraș. Avem o echipă extraordinară de artiști locali. Alexandru Udrea, formația se numește Victor Udrea, Alexandru Udrea și concetățenii mei știu din Fieni, cu cei doi frați gemeni și cu alți tineri pe lângă ei, cu părintele Pleșea și un lucru extraordinar. Faptul că în acești 4 ani au fost ani de vârf în apropierea mea de cadrele didactice. Majoritatea covârșitoare a cadrului didactice îmi sunt alături. Directoarele, că e ceva, de luat înseamnă și chestiunea asta. Am constatat că cei mai buni manageri în instituțiile de învățământ sunt femeile, cu care te înțelegi mai bine, știu să și aplaneze anumite conflicte, o anumită diplomație. Nu mă bazați pe asta. Eu cel puțin așa am constatat la Fieni. Da. Deci mă refeream părintele, împreună cu părintele Pleșea. Sunt din Fieni, dar nu se aplică. Nu se aplică. Probabil că de asta n-ați ajuns director exact, de liceu sau de școală generală. Se organizează niște spectacole extraordinare. Dacă v-aș prezenta filmări de la aceste spectacole, de Paști, de Crăciun, de Zilele Orașului, pur și simplu nu ați ști că acești oameni fac repetiții în Fieni cu copiii de la, și de, că sunt implicați și copiii de la școala generală. Hai să mergem la astea și după care aducem și rapsos de renume național. Dar când au loc astfel de evenimente? Cu ce ocazie? Păi, așa cum spuneam, de Paști, înainte de Paști, uh-huh. Un moment important în învierea Domnului. De 1 decembrie, Ziua Națională, unde s-a prezentat un program artistic de muzică patriotică și populară extraordinar. De Crăciun, Nașterea Domnului. De Zilele Orașului, chiar am vorbit cu Alexandru Udrea zilele astea, ei se pregătesc să prezinte două programe, unul de muzică populară și unul de muzică ușoară. Deci, haideți să mergem cu toții și fac un apel și către cetățenii din oraș. Haideți să fim alături de acești oameni care fac lucruri minunate. Deci, revenind la alte spectacole, păi dacă aduci un cântăreț sau un artist de renume, trebuie să vindem bilete pentru că primăria da, nu are... costurile sunt destul de mari. Sunt costuri extraordinar de mari. Prețul biletului va fi de cel puțin 50 de lei. Ori e... Nu, la 50 de lei cel puțin, nu e o chestiune atât de mare, da, o participare foarte da, mare. Este nevoie, că e vorba despre o localitate urbană, unde nevoia de distracție se resimte, mai ales în rândul tinerilor, care nu au foarte multe alternative din punctul ăsta de vedere. Da, sunt de acord, dar în acest moment și punând în cântare... Pot veni și cei din localitățile învecinate, că și în comunele de la sud, de la nord, da, există. E posibil să vină da. Și de... Dar până una alta... Haideți să participăm la astea și după care organizăm și alte chestiuni de nivel mai ridicat. Deci, activități, oamenii cu siguranță că analizează. Analizează și faptul că eu am spus că am un proiect pentru școala generală. Tătulescu spune că lui nu-i trebuie școală generală modernă, e școala foarte bună, e un ambient deosebit de plăcut pentru copii, pe care nu trebuie să-i deranjăm. O izolăm ca să nu mai... să țină căldură mai bună. Sunt făcute niște studii acolo pentru deci avem oportunitatea intervenției. Avem proiect, doamnă, în valoare de aproape 3 milioane de lei. Un proiect extraordinar. Cu ce finanțare? La care m-a ajutat tot Teo Bâte. Noi am plătit doar studiile de început ale acestui proiect. Așteptăm
pe programul operațional regional să se dea drumul la finanțare și cu siguranță că vom obține aproape 3 milioane de euro. Păi ce să îmbrăcăm noi cu izolație să nu mai fie frig? Niște ziduri coapte de cât are? Din 60 până acum? Asta sunt? Înseamnă că intervenția va fi una extrem de categorică? Extrem de categorică. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că se va coji pur și simplu pereții. Se va schimba, că e o problemă, acum 3 ani de zile am înlocuit tabla, că pur și simplu ploua. Asta m-a și determinat să fac acest proiect. Școala trebuie să arate altfel. Acum plânge contracandidatul meu după tablă. Păi lasă-mă tabla, că vedem noi ce facem cu ea. O altă oportunitate să obții 3 milioane de euro pentru a face o nouă școală nu va mai exista curând, peste zeci de ani. Probabil că fiind un proces extrem de amplu, va fi și de durată. Presupune 2 ani de zile. 2 ani de zile, când ne putem descurca cu elevii, mergem cu ei la liceu, vor învăța, nu știu, vedem, ne organizăm împreună cu Câți inspectoratul elevi școlar. Sunt la școala respectivă. Da, 500, aproape 600 de elevi. Cam mulți. Cam mulți. Avem loc suficient. Învățăm în două schimburi la liceu. Deci nu este asta o problemă. Dar avem o școală nouă. O să facem încă un etaj. Că se pune problema, dar de ce să facem un etaj? Păi facem încă un etaj și încă 6 laboratoare. Structura de rezistență permite? Dar să schimbă totul. Va fi o nouă structură de rezistență. În această sumă foarte mare vom avea și structura de rezistență refăcută. Și încă un nou etaj și 6 laboratoare, pentru că avem nevoie să învățăm într-un singur schimb. Asta este în 3-4 ani de zile. Recomandarea Comisiei Europene este să nu se mai învețe în două schimburi. Și să avem laboratoare cât mai multe. Să avem o sală de sport funcțională. De acum în sală de sport plouă. Cu ce bani să faci de la primărie? La sala de sport unde? Tot așa doar o izolăm? Sunt prevăzuți banii pentru cofinanțare? Banii pentru cofinanțare sunt prevăzuți, vor fi foarte puțini. Putem să susținem, nu e problema asta. La 3 milioane de lei sau cât ați spus? 3 milioane de euro. Euro? Da. Nu e cofinanțare? Pentru, posibil să fie 2%. Deci sunt banii puțini de la noi și foarte mulți de afară. Deci nu poți să îți bagi joc de comunitate lăsând-o cu un bolnav. Această clădire e un bolnav care vrem să-l îmbrăcăm în haine de firmă, da? Nu așa. Prima dată trebuie să vedem ce facem înăuntru, după care îi dăm cu... Dacă va dura mai mult procesul de reabilitare. Doamnă, vorbim așa... Vorbim despre 2 ani, pot să fie 3, pot să fie 4. Doamnă, eu nu știu dacă... Dumnezeu știe. Nu știu dacă prind alegerile. Nu știm cât durează și cât trăim fiecare. Singurul lucru cert pe această lume este moartea. Decesul fiecare, pentru asta e un lucru cert. În rest, nu știm nici sunt dacă... Sunt realist sau sumbru, nu? Nu, sunt realist. În rest, nu știm nici dacă mai terminăm această emisiune, poate vine vreun cutremur, deci nu știm nimic. Eu, conform proiectantului, 2 ani de zile este termenul de perioadă de execuție. Știu sigur că prindem pauza. Asta este foarte clar. Luăm acum o pauză foarte, foarte scurtă, ne întoarcem imediat. Vom vorbi și despre celelalte proiecte pe care le-a sprins în oferta electorală pentru orașul Fieni. Și, bineînțeles, vom încerca să vorbim foarte, foarte pe scurt, deși am mai făcut-o, dar ne vom referi pe scurt la final și la echipa de consilieri care vă vor însoți în condițiile în care procentul pe care îl veți obține vă va oferi acest drept. Revenim imediat. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security.
Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Când vrei să pleci în concediu, alegerile sunt dificile. Vrei prețuri bune, cazare foarte bună și mâncare și mai bună. Grecia, Bulgaria, Turcia sau România. Greu de ales. Vino la noi să alegem cea mai bună ofertă. B24 Travel. Alege împreună cu tine. Vacanțe, city break-uri, croaziere și bilete de avion. Intră pe www.b24travel.ro. MyGym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți MyGym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia de pe Bulevardul Libertății numărul 7 sau la telefon 0766-430-639. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, e bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele. Informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733-372-284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibil în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 833507. Am revenit, doamnelor și domnilor. Suntem într-o ediție de dezbatere electorală, bătălia pentru Dâmbovița, cu domnul Adrian Budoiu, candidat PNL pentru primăria orașului Fieni.
Vorbeam despre proiectele pe care le vedeți puse în practică după data de 5 iunie. Spuneați despre nevoia intervenției de reabilitare la școala generală din orașul Fieni. Căminul de copii, grădinița, e nevoie de o intervenție pe zona asta? La grădiniță, da, este într-adevăr, dacă în interior arată bine, este nevoie de aici, într-adevăr, o reabilitare exterioară și schimbarea acoperișului, la fel și la liceu, dar tot după exterior. Eu aveam de gând să realizez un proiect și pentru liceu de anvergură, dar nu este posibil, întrucât în momentul când vom interveni la școala generală, copiii vor fi transferați pentru 2 ani de zile la liceu. Deci avem proiecte serioase, doamnă. Pe segmentul de sănătate? Pe segmentul de sănătate, da, într-adevăr, domnul Tătulescu minte din gheața apele în legătură cu înființarea unei activități de permanență. Nu se poate face sau de ce? A fost desființată conform legii și transferată la Spitalul Pucioasă. Tot ce este sub 10 km în această țară ajunge la primul spital. Deci, nu puteți face intervenții pentru a obține... Legea e lege. E ca și cum a spune în fie să se circule cu 70 de km la oră sau cu 100, că nu e nimeni pe stradă. Deci această poveste este o minciună a PSD-știlor cu care, stimați concetățeni, care ne-au obișnuit cu minciunile sau cu amatorismele de care dau dovadă. Eu am aici un program electoral al lor, publicat pe contul PSD Fieni. Dacă am fi, putem să-l dăm la scenaristului de la Las Fierbinți, că e material de te râzi. Bine, până la urmă fiecare trebuie să vină cu propriile propuneri. Fără discuții, doamnă, dar asta arată amatorismul acestei echipe. Se nasc proiectele dintr-o dezbatere. Inclusiv locurile de muncă sunt rezolvate în Fieni. După cum știți, îl cunoașteți pe domnul Lică Bădeanu, dragi prieteni, de la Berivești. Cel mai mare mincinos din Berivești, care trimite, când aude un, fiind în echipa domnului Tătulescu, care în momentul când aude o fată, un băiat care vrea să muncească, un tânăr, îi spune, da, mâine te prezinți la muncă la băiatul meu. Știți pe băiatul acestui domn mincinos, Cătălin, evazionistul. Pentru că aici bine, trebuie să aveți și dovezi pentru asta. Păi da, am dovezi multe. Dovezile, cei care se uită la noi deja știu că e împrumutat în tot Fieniu, are niște oameni care lucrează pentru el fără să fie plătiți luni de zile, fără carte de muncă, și unde îi angajează, unde să angajezi. Da, contracandidații nu pot să vă acuze la rând. Îi rog, dar o fac zi și noapte, o fac, ei n-au o dignă, în timp ce eu am servici, îmi văd de treaba mea, sunt om serios cu picioarele pe pământ, și nu scriu, și nici cei din jurul meu nu scriem pe Facebook mizerii, ei mă acuză și au dreptul să... Acest drept nu va rămâne, chestiunea cu Facebook-ul va rămâne și lipsa unor legi dure, unor prevederi dure care au existat în codul penal, lasă pe fiecare să spună orice, ori eu aici... Îl felicit pe Tătulescu că l-a luat pe Lică Bădeanu. Cine e cu Lică Bădeanu în echipă, sigur pierde. Iar un alt evazionist, domnul Lițescu, care... Iarăși vă vor trebui dovezi și pentru da, această afirmație. Foarte mulți. Avem, îi aduc 50 de... Cineva are un document, are o agendă unde sunt menționați cei care au beneficiat de serviciile acestui om. Pune termopane. Acest cetățean și nu taie factură la nimeni. Pentru că aici s-au adunat evazioniști, așa cum am spus și de Tătulescu și repet, e principalul... Dar v-a fost coleg. Păi mi-a fost coleg, așa, știți, acum să... Dacă a fost în tabăra dumneavoastră... Nu, el a fost coleg cu mine forțat de împrejurări. Pentru că n-ar fi stat lângă mine nici acum 4 ani, dar nu avea de ales, pentru că Florin Popescu l-angajease unde lucra, la camera asta de consultanță agricolă, și n-a avut curaj să miște în front. Și de ce nu l-ați dat la o parte dacă acum veniți cu asta? Păi nu l-am dat la o parte, cum să-l dau la o parte? Că a venit cu mine, a lipit afișe, a făcut tot ce trebuia. Păi dacă el are o fermă de vaci, fără niciun angajat, și repet, fără niciun angajat, el vine să mă acuză pe mine de fel de chestiuni,
în situația care el nu este un model pentru comunitate. Să ai oameni plătiți la negru, să fie evazionist pentru că nu plătești taxe și impozite. Cum poți să acuzi pe un altul despre... Despre... Cum e gospodar, se gospodărește singur, propria ogradă. Cu forțe proprii, cum se spune, da. Deci e strigător la cer cu ce vin și mă revin la acest program. Foarte... Chiar dacă vin amuzant. Din partea contracandidaților, nu sunt și idei pe care, să zicem, le puteți, doamne, spune într-o dezbatere, așa încât ce lumea dezbatere să-ți dea cu părerea pe marginea lor. Păi ce dezbatere să fac pe tema, și citez, zice, clarificarea situației juridice a clădirilor lăsate în paragină, DEPCOM, Steaua, dispensarul veterinar, demolarea după caz și construirea de locuințe sociale. În primul rând, asta arată o crasă necunoaștere a legii și o să mai vă dau exemple. În primul rând, acestea sunt niște imobile care aparțin cuiva. Primăria, chiar dacă aceste firme sunt datoare la primărie... Am avut și noi discuții pe tema asta. Am avut discuții. Primăria nu are posibilitatea să demoleze. Nu ai cum să demolezi, dar că nu ești pe moșia ta. Nu puteți face intervenții pe lângă patronul fabricii care a lăsat în paragină o infrastructură întreagă și demnă de luat în seamă. Da, nu puteți face intervenții așa încât să le luați, deci, patronul în proprietatea primăriei și să construiți ceva viabil pe zona respectivă? Patronul de la DEPCOM trebuie să mă duc după el în Israel, că a dat o țeapă de 11 miliarde României și a fugit. De unde să le iau pe patronul de la DEPCOM? Steaua Electric are dat 20 de milioane de euro. Îl dați în judecată și nu știu, există o soluție, da, judecătorească. Există o soluție să scoatem la vânzare bunurile. Așa. Deja DEPCOM-ul are... Primăria nu poate să cumpere aceste bunuri? Nu. Debitorul, păi primăria nici nu are bani și ce să cumpărăm noi? Ruine, ce să cumpărăm? Și primăria nu participă la... cumpărare conform legii. Trebuie să veniți dumneavoastră, dacă aveți bani, să cumpărați Dallas-ul, spre exemplu, la Steaua Electrică. Dacă îl scoate Ministerul de Finanțe la vânzare, clădirea din fața primării cunoscută... Nici în contul datoriilor, nici altfel nu se pot prelua. Singura soluție, există o soluție, așa, darea în plată se numește, adică dacă se face o evaluare de către experți autorizați, să stabilește, deci, valoarea unei clădiri, iar dacă... datornicul este de acord să o transfere primăriei în contul datoriei, și primăria e de acord să o ia, Consiliul Local trebuie să aprobe, să rezolvă această chestiune. Dar eu vă dau un exemplu în legătură cu căminul de nefamiliști al fabricii Steaua. Noi l-am niște experți evaluatori, l-au evaluat la 12 miliarde acum ceva timp, acum cu siguranță că nu mai valorează nici atât, ori patronul de la Steaua Electrică... 12 miliarde de lei, de lei vechi. Vechi, da. Așa. Iar patronul de la Steaua Electrică este de acord să-l transfere către primărie, dar pentru 2 milioane de euro. Deci eu nu pot să accept așa, să fiu de acord ca primăria să primească un imobil care valorează cât? 12 miliarde... 300 poate de mii de euro. Poate mai negociere și partea asta de Steaua lăsată în paragină, în banii ăștia, 2 milioane. Păi nu, de la 300 de mii de euro să iei un imobil cu 2 milioane de euro, asta e pușcărie, primar, curată. Care este soluția? Pentru că totuși impactul vizual nu este... Nu există nicio soluție. Deci acestea sunt niște povești, spune că demolare, și păi ce primăria cheltuie banii? Și imobilele astea riscă să se prăbușească. Da, da, riscă să se prăbușească. În cămin înțeleg că locuiesc niște familii. Da, sunt niște familii acolo, da. Dacă se întâmplă, spuneați dumneavoastră că nu știm ce ne așteaptă, se întâmplă un cutremur, se poate întâmpla orice. Structura de rezistență nu este afectată. Cine răspunde pentru siguranța acelor oameni? Cetățenii respectivi au intrat într-o clădire privată unde primarul nu are nicio competență. Eu am fost acuzat de cei de la Steaua Electrică, chiar am avut o plângere penală care am fost plimbat prin parchete și prin săli de judecată câțiva ani pentru tulburarea de posesie, pentru instigare la tulburarea de posesie, adică eu am trimis oamenii respectivi acolo. Bine, s-a dovedit că nu este așa. Dar eu nu am voie să trec hotarul, nu am voie să intru ca primar, nu ai dreptul să intri într-un domeniu privat. Chiar dacă acea clădire arată cum arată, ori ei spun că o să demoleze ei. Pe cum să demolezi tu ceva ce nu e al tău? Asta e
și sancțiuni penale foarte grave. Nu știu cine și-a asumat asemenea responsabilități. Ați făcut un inventar al clădirilor care sunt în paragină și care și prin aspect, dar și prin structura de rezistență nu reprezintă o... Primăria are obligația, deci acești oameni nu au nicio treabă cu legea. Niște povestitori, niște amatori. Încercăm să găsim și cadrul legal. Deci primăria are obligația să facă inventariere la bunurile pe care le are în domeniul public, în averea primăriei. Dacă dumneavoastră aveți o casă și nu arată prea bine și nu mai are structura de rezistență așa cum trebuie, e treaba dumneavoastră. E adevărat, dar nu vorbim despre o simplă casă, nu vorbim despre un simplu imobil. Nu avem pârghii să intervenim nici la steaua electrică. Olandezul, patronul, stă în Olanda, aici este o doamnă care la Fien, care gestionează ce mai iese de gestionat. Depcom, așa cum am spus, patronul este în Israel. În plus, mai se comentează despre dispensarul veterinar, unde a fost odată dispensarul veterinar, care arată la fel rău. Dispensarul, că sunteți din Fien, dispensarul, policlinica, SMS-ul, au fost retrocedate proprietarilor, celor care le-au avut. Și proprietarii care sunt în America n-au mai venit pe aici, au găsit și un om de nădejde ca să le administreze pe doctorul Popescu. Un administrator extraordinar de priceput, care are datorii. Și vreau să vă spun, stimați prieteni din Fieni, că tot comentează doctorul Popescu că ce-i fac eu, că vreau să-l dau de acolo, de la cabinetul lui, să-l dau afară. Păi e firesc să-l evacuăm și în curând, în scurt timp, îl vom evacua, întrucât are 600 de milioane datorii la primărie și refuză să-și achite. Păi de ce să stea? Dumneavoastră mergeți acolo și vă ia bani și pentru adeverință, iar el stă fără să plătească nimic. Îl vom evacua să se ducă să-și găsească singur spațiu care să îi permită o să-și cumpere, o să plătească chirie. Nu stă constat cu banii primării. Constat că este o comunitate destul de mică, dar sunt foarte multe tensiuni în această comunitate. Păi sunt tensiuni, dacă nu-ți plătești chiria, nu e nicio tensiune, trebuie să aplicăm legea. Nu-l puteți ajuta? Da, îl pot ajuta prin evacuare. Păi dacă ai refuzat să plătești de 4 ani chiria, ce ajutor să... Și oamenii care au nevoie de un consult. Păi nu, dar mai avem medici de familie. Mai sunt medici de familie. Nu e nicio problemă. Dacă doctorul Popescu pleacă la Pucioasa sau pleacă la Ploiești, nu e nicio problemă. Sunt și alți medici de familie de bună credință. Doamna doctor Popescu, doamna doctor Dumitrașcu, domnișoara Ilinca, sunt oameni de nădejde ai Fienului, de bun simț și care tratează cu... performant pe cei aflați în necaz. Pentru infrastructura rutieră, știu că am mai vorbit despre asta. La ce se poate aștepta comunitatea de la Fieni în următorii 4 ani, dacă veți fi ales primar? Doamna Anda, eu mă aștept până ne așteptăm din comunitatea din Fieni să lucrez eu pe stăzile laterale și o să și revin. Ne așteptăm, că tot vorbea președintele Consiliului Județean, că nu are treabă cu nimeni. Totdeauna a fost echidistant. Și dau din nou exemplu de echidistanță, că împreună cu Dragnea, acum un an, a fost atât de echidistant, că în momentul când au împărțit banii, stimați cetățeni, deci pesediștii Dragnea și Tuțuianu, când au împărțit banii pentru acest județ, că de multe ori mă întrebați, dom'le, dar de ce nu faci și dumneata mai repede investiții, drumuri în special? Păi au împărțit atât de bine banii, că nouă ne-au alocat 1 miliard, deci unul, Moreniului, care e de 3 ori mai mare decât noi, 100 de miliarde, deci de 100 de ori mai mult, iar orașului Pucioasa, care e de 2 ori mai mare decât Fieniu, 0 lei. Păi e posibil să dai... La ce bani vă referiți? Banii veniți din repartiția care s-a făcut pe Ministerul de Finanțe, după niște reguli bine stabilite de către Dragnea. Da, dar au fost și localități comune, PNL, care au avut câștig de cauză. Mă refer aici la Pietrari. Păi, până mă uit eu la Pietrari, mă uit la Fieni eu. Nu putem spune că a fost pe criterii politice. Politice 100%. Păi știi cine? Repartiția? S-a pierdut, de exemplu, comuna Voinești, care are un primar PSD. Au fost și ei la victime colaterale, dar rânduiala a fost bine făcută. Pe județe, în primul rând, pe primul loc, în România, cine credeți că a fost? A fost Oltu și pe locul 2 Teleormanul l-a primit astea. Deci Dragnea a fost și Adrian Tuțuianu n-a avut odată puterea să echilibreze aceste repartiții.
Și, n-avea cum, fiind o formulă da, e și, stabilită are de o, are o funcție mare, bă, dar deși pe aia ajunsese de la locul 1 pe care îl avea județul Dâmbovița pe vremea când era Florin Popescu, a ajuns pe locul 35. Da. Domnul Coman, de exemplu, de la Pietrar, nu mai este mulțumit de actuala formulă prin care se alocă banii. Bine că Cornel la câți are și el 3 străzi și 500 de oameni ar trebui să fie mulțumit. Îl salut pe această cale dacă se uită la televizor, am exagerat puțin. Revenind la fiind și spunem la fel pe criterii politice. S-a început o lucrare de asfaltare pe la Doicești. E, cum s-a început de la Doicești? Dacă tot au fost bani ăștia, asfaltare pe drumul național, au venit nu știu prin ce căi au venit și s-a început omul acum, tot neortodox în opinia mea. Mă, dacă tot... E nevoie de niște avize de la centru, nu cred că se poate porni așa când vrea Consiliul Județean. Da, sunt niște avize de la centru. Dar cum au fi fost avizele astea luate pe zonă PSD-istă? Deci la Doicești, mergem mai departe, aparține de cine? De Glodeni și la Pucioasa se oprește. De ce n-a început de la Pucioasa, de la pod, de la intrare, venea Moțăieni și continua cu fie. Nu e cam aceeași distanță, că eram trei primari PNL și îi mulțumea și noi, domnului Țuțuianu, uite domne, ai făcut la noi. Păi ce să faci cu bucățica asta în condițiile în care, așa sunt niște bani aruncați, în condițiile în care se lucrează la proiect pentru înlocuirea totală a acestui stratului de asfalt cu altă structură subterană. Da, deci, înțeleg că e un proiect mai amplu. Deci un proiect mai amplu de la Bâldana la Sinaia. Da, dar până va ajunge la Sinaia, probabil că mai durează. Mai durează. Stau și mă gândesc când va ajunge la Fieni. E, pentru cetățenii din Fieni am vești bune pe această temă. În primul rând, eu nu mă ocup cu, că așa se întâmplă, amatorii se ocupă cu achiziționarea și distribuirea către cetățeni la un preț subvenționat de pom fructiferi pentru dezvoltarea acestei îndeletniciri în zona noastră subcarpatică. Deci, amatorul de ce vă amuză, nu înțeleg. Dar numai formularea te face să te strâmbi de râs. Deci Dătulescu se ocupă cu încălcarea legii. De ce? Păi primăria nu dă pom la presubvenționare, că primăria nu e firmă să faci acte de comerț. O primărie nu face acte de comerț. Iar noi, iar eu, mă ocup cu reabilitarea totală în prima fază a străzii Runcule. Am mai spus-o și o repet. Pentru da, dar probabil că și în oferta dumnealor să vorbește despre reabilitarea străzilor. Nu, toate străzile. Cu ce bani? Păi oferta lor îți trebuie vreo 200 de milioane, adică Banca de Dezvoltare a Comunității Europene trebuie să se mute la Fieni, ceea ce mă îndoiesc să se mute tocmai la Fieni. Dumneavoastră ați prins sursele de finanțare? Da, la fiecare în parte am scris, da, că eu am o experiență mai îndelungată decât domnul Tătulescu. Bine, știți și cum este împărțit bugetul. Știu și cum e împărțit bugetul. Pentru că sunteți primar. Pentru că sunt primar, dar nu, astea sunt acte publice, le găsim pe site-ul primăriei. Deci, primul pas, că n-am terminat ideea, mă scuzați, primul pas, deja zilele următoare scoatem la licitație modernizarea totală. Deci, realmente, într-un an de zile, strada Runcului până la hotarul cu Runcu, la Bădeni, și tot și ceea ce înseamnă străzile laterale nebetonate, mă refer la Pădurarii și la Târgului, va arăta realmente altfel. Cu ce bani? Cu bani de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, mi s-a comunicat că... N-aveați și asociere cu Consiliul Județean? Păi avem asociere, dar Adrian Țuțuia nu vrea să face pe o asociere pe acest drum, ca să reparăm așa, într-o anumită măsură, până obțineam acești bani ordonanța 28. Numai că Adrian Țuțuia nu vrea să facă asocierea în august. Păi... Ce să fac eu până... Făceam asociere în august, reparam drumul în septembrie, în octombrie, iar oamenii își rupeau în continuare mașinile. Nu, am abandonat ideea de asociere și cu banii pe care trebuia să-i pună primăria Fieni, încă de acum două luni, am reparat strada. Mai avem zona Mărișoiu, nu știu, câteva gropi care au rămas și am promis celor... din zonă, domnul inginer Ghenea și cu cine am mai vorbit din zona respectivă, că le vom repara și pe alea, trebuia deja să le reparăm, întrucât firma constructoare care trebuia să înceapă reabilitarea drumurilor din cartierul Pripor
este și cea care ne-a reparat strada Runcului. Uh-huh. Trebuia să vină de o lună de zile să înceapă activitatea în cartierul Pripor. Și de ce n-a venit? Și n-a venit pentru că n-a venit. Mai că mai sunt și anumite chestiuni de subterane. S-au tras niște sfori ca să nu vină. Ce să mai comentăm? Bine, nu avem dovezi în acest. Nu avem dovezi. Da, ne-am spus doar sfori. N-am spus că s-a dat ordin să nu vină sau că nu știu ce s-a întâmplat. Că sfori, așa avem toată lumea pe acasă cu sfori. Ca să concluzionăm pe final de ediție, care sunt cele mai importante proiecte ale Partidului Național Liberal, ale dumneavoastră pentru orașul Fieni? Școala, așa cum am spus, e un proiect de anvergură. Eu am lăsat și voi lăsa urme adânci. Eu nu v-am, mai, că nu v-am citit din asta, că are vreo 3 locuri de picnic și a spus aseară Tătulescu că vrea să facă și o cârciumă. Adică lângă un teren de sport să facă o cârciumă, ca după ce termină omul de alergat, să bea un șpriț. Important e să spuneți din oferta dumneavoastră. Eu nu fac de-astea, nu fac cârciumi, nu dau pomii cu subvenție. Deci școala va fi o realizare extraordinară, așa cum am lăsat urme până acum, cu Casa de Cultură, cu piața, cu drumurile pe care le-am început. Și vreau să spun de drumul de strada Runcului, pentru că am spus-o și azi în piață, când la inaugurarea noii piețe. Strada Bisericii a fost realizată de către, pe banii primăriei. Pentru că tot s-a comentat, am discutat cu cineva după strada respectivă și s-a mai și discutat pe Fieni, că mi-ar fi făcut-o cadou Vasile Bărbulescu, prietenul meu care mă susține din tot sufletul, cu toți salariații lui. În campanie electorală îl salut pe această cale și mulțumesc pentru ajutorul acordat. Câți are? 100-200 de salariați sunt toți lângă mine. Deci a fost realizată pe banii primăriei, nu pe banii lui Vasile. M-a ajutat cu alte chestiuni el, dar nu, să știe lumea, 3 miliarde jumătate nu-s de nimeni, e de dragul, cât am fi noi de prieteni. În continuare, sunt sigur că se va liniști, se vor liniști apele privitoare la rețeaua asta de apă. La fel, eu personal și fără să fiu lipsit de modestie, voi rămâne în istoria acestei localități ca să realizez 70 de kilometri de rețele în timpul mandatelor tale, un lucru extraordinar. Să vor liniști apele și relația dintre mine și compania de apă. Vom pune în valoare rețelele care se află în subteran, astfel încât să toți consumatorii să fie transferați pe rețeaua nouă. Vom finaliza anul acesta asfaltarea pe strada Runcului, pe strada Vilelor, strada Dr. Ștefănescu și tot ceea ce înseamnă lateralele, nu mai intru în amănunte, 3 km. De asemenea, avem proiecte pentru trotuare și pentru decongestionarea zonei din la fostul centru, cum îi spuneam noi, la fostul complex comercial, unde în fața complexului comercial va fi amenajată o parcare de, nu știu, 30-40 de locuri, vom vedea câte mașini intră acolo. Trotuarele stânga-dreapta de la fabrica de ciment până la ieșirea din Fieni avem proiect și despre cele după strada Runcului nu mai discut că trotuarele intră în proiectul de anvergură. Vom face un prim pas anul acesta cu ajutorul fabricii de ciment, pentru că și le mulțumesc și de această dată, conducerea fabricii de ciment a fost mereu alături de mine, având în vedere că am fost și cimentist mulți ani acolo, am lucrat la fabrică, așa cum anul trecut ne-a ajutat cu o sumă de 1,2 miliarde lei vechi să înlocuim instalația de încălzire centrală de la grădiniță. Anul acesta am promisiuni de la Cristi Voinischi, vecinul meu, directorul de la fabrică, că ne va ajuta cu o sumă chiar mai măricică să asfaltăm curtea liceului, care nu arată prea bine. Am proiecte pe anumite segmente, pe anumite zone ale orașului, pe zona de nord, pentru asfaltare prin Gal, Bucești, Leota, pe zona de centru izvoarelor Podișorului, stadionului și o parte din Costești și Malul Roșu prin Programul Național de Dezvoltare Locală și un alt proiect pe sectorul din Berivoiești care este neasfaltat. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Vă dorim și dumneavoastră mult succes și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat și vreau să transmit un mesaj către cetățenii mei.
puneți în valoare echipele, pe de o parte, priviți cu cine merg eu pe stradă și cu cine merge Tătulescu, și puneți în valoare și oamenii. Se vorbește despre schimbare. Am mai spus-o. Da, și eu vreau schimbare. Dar nu e momentul Tătulescu. În fine, sunt oameni mult mai capabili și decât el, dar și decât mine, pe care îi aștept să intre în politică. Și peste 4 ani am de gând să susțin un asemenea om. Locul Tătulescu nu e la primărie. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, noi ne luăm rămas bun aici. Ne revedem la ora 21. Până atunci, toate cele bune. La revedere!